Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am găsit pe sport.ro. Sunt Florian Ceafălău și vom urmări în această seară o gală de kickbox profesionist din Barcelona. Vedem acum o parte dintre luptătorii din această seară. Vom avea mai multe meciuri la categorii diferite. Vom avea și un meci de fete. Foarte interesant această luptă la 56 de kilograme între două amazoane. Și bineînțeles, main eventul din această seară, super fight-ul dintre Artur Kishenko și Abraham Rocheni. Doi luptători cu nume, doi luptători ce au luptat și în finala K1 de anul trecut. La categoria Max, bineînțeles. Vedem acum show-ul de introducere al acestei gale. Super show făcut de fetele din Barcelona. Vom trece acum la meciurile din această seară. And I will be your host for an evening of world-class fight action. A warm welcome to you all joining us here at the Olympic Municipal Center. Spuneam, vom avea meciuri din mai multe categorii în această seară. Categorii ușoare și semi-ușoare, să-i spunem așa, pentru că 85 de kilograme este categoria cea mai mare în această seară. Please welcome for our first fight of the evening to the blue corner, Ruben Almeida. Hello and welcome to Infusion Live. I'm Vinny Shawman and we have a cracker here in Barcelona. Vedem și primul luptător ce intră în ring în această seară, Ruben Almeida din Portugalia. Oh, what a privilege and a great honor it is to be here tonight, Vinny, to witness some of the best matchups that have been made for a long while. Well, there you go then. And this is going to be an absolute stormer coming up later on. Ruben Almeida, un luptător din Portugalia de 63 de kilograme. Acesta va lupta în această seară cu un spaniol, Nico Barbera. Vedem acum intrarea în ring acestuia. Nico Barbera este un luptător tânăr ce este în ascensiune aici în Spania. Mult mai multă experiență pentru Ruben Almeida, însă Nico Barbera luptă la el acasă aici în Barcelona. Cu siguranță va avea un plus de susținere și de entuziasm, pentru că mai așa atunci când lupți în fața propriilor fani, parcă ai un avânt așa mai mare. Intrare energetică pentru Rico
Nico Barbera în ring. Vedem și un colier ce probabil îi poartă noroc acestui luptător. Se știe luptătorii din toate stilurile, nu numai din kickboxing, au tot felul de obiecte ce le poartă noroc, obiceiuri, superstiții. Este meseria lor aici în ring și vor ca lucrurile să meargă cât mai bine. Vedem acum și palmaresul lui Ruben Almeida, 54 de meciuri, 48 de victorii, doar 8 înfrângeri și doar 5 knockout-uri. El Tigre, Javier Hernandez, este cel mai bun adversar pe care l-a învins. Totuși un procentaj de doar 10% în ceea ce privește knockout-urile, așadar n-avem un puncher foarte puternic sau un kicker, pentru că suntem kickboxing aici. Sigur, la categoria 63 de kilograme este destul de greu să ai o forță atât de mare încât să-și pui jos adversarul chiar în fiecare meci. Vedem acum și palmaresul lui Nico Barbera, 20 de meciuri, 12 victorii, 6 prin knockout, așadar procentaj de 50% pentru acesta. Bine, a avut și mai puține meciuri, a avut și mai multe înfrângeri ca procentaj. Încearcă Nico Barbera să-și intimideze puțin adversarul. Ruben Almeida îl evită puțin. Sunt foarte spectaculoase aceste momente, această tensiune între luptători înaintea meciului. Doi sportivi ce urmează să se lupte 3 reprize de 3 minute. Și se sperăm că se va opri și muzica aceasta de discotecă în timpul meciului. Există o tradiție în Thailanda ca meciurile de Muay Thai să se dispute pe muzică, însă este muzică tradițională. Da, am scăpat de muzică. Prima rundă între Nico Barbera, short negru cu acel dragon galben pe imprimeu, și Ruben Almeida, short negru cu iepurașul Playboy pe short. Așadar, vom avea un meci între un dragon și un iepuraș Playboy, dacă putem glumi pe seama celor două shorturi ale sportivilor din ring. Croșeu bun al lui Barbera. Încă un croșeu bun de stânga lui Nico Barbera. A lovit foarte bine pe contră, pe pasul înaintea lui Ruben Almeida. Ceva mai agresiv în acest început de meci Ruben Almeida, cel puțin ca deplasare și ca presiune pusă pe adversar, însă Nico Barbera a fost luptătorul care a lovit mai mult, a lovit mai clar, cel puțin până acum a avut două sau trei lovituri de pumn foarte bine plasate. Genunchi bun pe contră a lui Nico Barbera. A alunecat Ruben Almeida. High kick frumos al lui Barbera. A fost o lovitură trimisă cu fentă, s-a aplicat puțin înainte spre stânga Nico Barbera pentru a-și induce adversarul în eroare și a-l face să lase garda jos. O lovitură de picior pe care am văzut-o foarte bine executată și de Daniel Ghiță. Ceva mai puțin de 30 de secunde din această repriză, Nico Barbera și Ruben Almeida, prima repriză aici la Local Combat Barcelona. Fost o lovitură de genunchi joasă a lui Nico Barbera.
las manos no las puede ver. Ahí, eso es, eso es. Perfecto, eres un campeón. Eso es. Ahí. Cuando de la derecha, cuando se tira. Încercare de secerare pentru Nico Barbera, sunt chiar ultime secunde din această rundă. A doua rundă a meciului dintre Nico Barbera și Ruben Almeida. Short negru cu galben, Nico Barbera, Almeida short negru cu alb. O primă repriză echilibrată între cei doi, n-a fost niciun luptător foarte decis să-și pună la podea adversarul. Meci la categoria 63 de kilograme, așa cum spuneam, între reprezentantul local de aici din Spania, Nico Barbera, și portughezul Ruben Almeida. Experiență ceva mai mare pentru portughez, acum cu spatele are aproape dublul meciilor lui Nico Barbera, însă nu s-a văzut acest lucru până acum. Spaniolul este destul de agresiv, lovește bine pe contra, în special cu brațul. Iată, din nou o serie bună a lui Nico Barbera. Au fost 4-5 lovituri acolo. Stă la contra spaniolul, în special cu croșeul de stânga. L-așteaptă pe pas în față pe Almeida. Din nou o serie bună. Se aruncă puțin acum Ruben Almeida. O, lovitură ce l-a scurt circuitat portughez. S-a trezit pe spate acesta. S-a ridicat până la 8 și este în regulă portughezul. Se aruncă asupra lui Nico Barbera. Serie de brațe și picior. Din nou la podea, Almeida n-a fost lovită foarte clar de Nico Barbera, mai ales că era în marș arier și impactul loviturilor nu a fost la fel de mare. Numărat a doua oară și împins puțin de acest arbitru care nu este deloc simpatic. Vom reveni mai târziu la acest aspect. Se aruncă în atac Nico Barbera, croșeu de stânga lui Almeida pe contră, trebuie să reziste portughezul în picioare, altfel nu intervine din nou arbitru pentru că era un clinch incredibil, cei doi își trimiteau lovituri. N-am văzut să fie clinci acolo. Încearcă acum Almeida să mai echilibreze puțin situația, măcar să supraviețuiască în această rundă. Nico Barbera l-a trimis de două ori la podea, a obosit puțin și spaniolul după aproape un minut în care l-a lovit în continuu pe acest portughez, care iată că supraviețuiește în această rundă. Rundă excelentă pentru Nico Barbera. O lovitură din întoarcere, aproape cu cotul. Această lovitură a fost atenționată de către arbitru Nico Barbera. Există pericolul unei accidentări în cazul unei lovituri cu cotul și este finalul celei de-a doua runde. A treia rundă între Nico Barbera și Ruben Almeida, meci la categoria 63 de kilograme. O primă repriză echilibrată, însă a doua rundă a fost dominată total de Nico Barbera, luptătorul cu fața, acum short negru cu galben. Spuneam, spaniolul a reușit să-și ducă la podea adversarul de două ori, iar Ruben Almeida trebuie să facă cel puțin același lucru, dacă nu să-i dea knockout spaniolului în ultima repriză. Se aruncă acum puțin Ruben Almeida, încearcă să caute lovitura de knockout pentru că este în spate pe foile de arbitraj ale arbitrilor judecători. După ce a încasat două knockdown-uri în a doua repriză, trebuie să recupereze acum și Nico Barbera este un luptător foarte incomod pentru că are o deplasare bună în ring. Vedem și o proiectare, însă nu se punctează acest procedeu în meciurile de kickbox. Nu
trebui să insiste mai mult Ruben Armeida, pentru că trebuie să obțină knockout-ul dacă vrea victoria. Incomodează foarte bine Nico Barbera. Îl proiectează pe adversarul său, folosește foarte mult clinciul. Trage de timp, însă o face într-un mod inteligent și eficient. Își dorește cu siguranță victoria și am văzut din cele 12 victorii, doar 6 sunt prin knockout. Lovitură bună de picior al lui Almeida a fost prinsă de către adversar. Acest lucru nu este indicat, pentru că atunci când prinzi o lovitură la corp, aceasta se oprește inevitabil în coaste. Sunt ultimele secunde din această rundă, este runda a treia, ultima din acest meci și este foarte puțin probabil să-l vedem pe Hugo Almeida reușind un knockout, mai ales că el este cel care este lovit în aceste momente de către Nico Barbera. Meci excelent pentru spaniol. Felicitată Ruben Almeida de către antrenorul său, n-a făcut un meci rău, exceptând acea a doua repriză în care a fost surprins cu o lovitură de dreapta de către Nico Barbera. Vedem cele mai spectaculoase faze, aceasta este chiar pe finalul meciului. Să vedem și decizia în acest meci, cu siguranță nu va fi nicio surpriză, pentru că Nico Barbera și-a pus la punea adversarul de două ori în a doua repriză. Bineînțeles, câștigător la puncte Nico Barbera după un meci excelent făcut în fața lui Ruben Almeida. Noi revenim după pauză. Revenim la Barcelona, acolo unde Moises Ruibal își face intrarea în ring. Din nou un luptător de aici din Spania. Am văzut ceva mai devreme pe Nico Barbera având succes în fața unui portughez venit aici în Barcelona pentru a lupta în această gală. A urcat puțin în categorie cu 22 de kilograme, suntem la 85 de kilograme. Moises Ruibal, un imagine. Se luptă cu Tadej Toplak. Imagine slovenul. 25 de meciuri, 21 de victorii, 12 knockout-uri. Ivan Stanić, cel mai bun adversar învins. Inima de leu, porecla lui Toplak. Moises Ruibal Martinez, 24 de meciuri, 20 de victorii. Tot Ivan Stanić, cel mai important adversar învins. Așadar, un prieten comun cei doi luptători din această seară. Thank you.
Tadej Toplak și Moise Zruibal. Vedem deja o diferență de fizic între cei doi. Mai înalt Toplak, mult mai lat Moise Zruibal. Foarte bine făcută spaniolul. De obicei acești luptători sunt foarte explozivi, foarte puternici, însă nu de fiecare dată stau bine cu butelia de gaz. Să vedem ce rezistență va avea Moise Zruibal. Totuși, dacă ne uităm la palmaresul lui, 24 de meciuri, 20 de victorii. Este un luptător foarte bine pregătit. Vedem o postură de Muay Thai la Tadej Toplak. Postură sus, cu umerii ridicați, greutatea pe un picior. Bineînțeles, vrea să-și folosească alonja slovenul, pentru că are, cred că, 7-10 cm în plus față de adversarul său. Cercare de lovitură prin întoarcere pentru Moise Zruibal. Ce frumos a fost preluat de Toplak și întorsă pentru o lovitură de genunchi, blocată însă de spaniol. Foarte bună prezența de spirit a lui Toplak și trimite și el acum o lovitură prin întoarcere. Un fel de, uite așa se face. Zruibal la podea acum, însă a alunecat. O tăietură pentru Moise Zruibal. La arcadă foarte periculoase aceste lovituri, pentru că pot duce la niște tăieturi groaznice, ce pot aduce chiar finalul meciului. Chiar dacă nu este o lovitură foarte puternică, o lovitură care să-l amețească pe luptător sau să-l facă knockout, se produc aceste leziuni, aceste tăieturi, ce pot afecta chiar ochiul, chiar vederea pe partea aceea. Însă revine Moise Zruibal, trebuie să fie atent de acum încolo să nu fie atinsă pe acea parte. Orice lovitură în arcadă poate însemna finalul meciului. Oh, încasează un high kick Moise Zruibal. Foarte bună lovitura lui Toplak. Încasează Toplak două lovituri și este la podea. Nu cred că se mai ridică. La cum se uită la arbitru, este pierdut Tadej Toplak. Ce lovitură a încasat acest sloven. Se ridică în picioare pe final. Incredibil, intră antrenorul său în ring. Se termină meciul. Când ziceam că a prins un moment bun Tadej Toplak, a fost acel high kick ce l-a clătinat serios pe Moise Zruibal. Însă spaniolul a dat drumul la avioane, așa cum se spune. Au fost vreo 3 croșee și l-au lovit în plin pe Toplak. Vedem acum reluarea aici. Deja era forcing-ul lui Tadej Toplak. Iată și o dreaptă bună a lui Toplak și vine această stânga-dreapta, stânga pentru Moise Zruibal. Forța acestui luptător mic și musculos, exact ca un pitbull. Iată, îi spune și antrenorul lui că trebuie să țină brațele sus pe aceste schimburi. Evident, este o greșeală pe care o fac luptătorii mai înalți, încercând să lovească la un nivel mai jos. Lasă brațele jos din gardă și au parte de asemenea surprize. Meci excelent pentru Moise Zruibal. O victorie prin knockout chiar la el acasă în Spania. Și ce victorie, mai ales că era în pericol atunci când a venit acest knockout. Fusese lovit de două ori în bărbie de Tadej Toplak. Câștigă așadar prin knockout încă un spaniol învingător în această seară aici la Barcelona. Am revenit la Barcelona, unde vom urmări un meci de fete. Iman Barlow și Maribel Souza. Vedem acum palmaresul lui Barlow. 65 de meciuri, 60 de victorii, 24 de knockout-uri. Așadar, un adevărat bombardier venind din Anglia. Îi se spune asasinul frumos. Și la ce palmares are
cu siguranță nu degeaba i s-a pus această poreclă. Impresionantă pentru o fată să aibă 24 de knockout-uri în 60 de victorii. Înseamnă că are o forță foarte mare în lovituri. Maribela de Souza, 43 de meciuri, 30 de victorii, 4 knockout-uri. Parcă ăsta arată palmares de fată. Spuneam, un meci de fete la categoria 56 de kilograme, sunt cu doar 7 kilograme mai slăbuțe decât primul meci pe care l-am văzut în această seară între Nico Barbera și Ruben Almeida, a disputat la categoria 63 de kilograme. Începe meciul, iată-o pe Barlow, începând foarte puternic, trebuie să ne așteptăm la lovituri extrem de puternice din partea acestei englezoaice. Dreaptă bună lui Maribel. Luptătoarea de aici din Spania a fost programată să lupte cu o altă fată, Denise Kjellholz, însă aceasta n-a mai putut să ajungă pentru că s-a accidentat, iar în locul ei a fost adusă această englezoaică. Ce high kick trimite Iman Barlow. Foarte frumos lupta această englezoaică. Foarte frumos prinde acolo luptura de picior și face o secerare pe interior. Nu ajunge la podea Maribel, însă a fost împins acolo. Atât deja o pune pe corzi Barlow cu aceste lovituri puternice de picior. Lovește cu tibia, lovește foarte puternic și răsucește foarte bine șoldurile pe lovituri. Încă o dată un high kick pentru Iman Barlow și un low kick. Foarte frumos lupta aceasta englezoaică. Leng deja pune presiune pe Maribel. Iată, încasează o stângă. Probleme acum pentru luptătoarea din Spania. Se aruncă cu două lovituri de pumn, însă o întoarce foarte bine în clinch. Iman Barlow demonstrează că și fetele pot lupta și o pot face bine și agresiv. Foarte puternică în lovituri luptătoarea din Anglia. Ce high kick pe blocaj și totuși a fost zguduit acolo Maribel Souza. Serie bună de trei lovituri de braț și picior. Combină foarte bine aceste lovituri. Deja adversara sa nu se mai simte bine în ringă cu Iman Barlow, însă cu siguranță va termina această rundă în picioare, pentru că mai sunt 3 secunde și final de repriză. Repriză excelentă făcută de Iman Barlow în fața lui Maribel de Souza și de două fete ce luptă în această seară la Barcelona. Englezoaica Barlow cu short roșu cu spatele și Maribel de Souza din Spania. Seară grea pentru Maribel. Iman Barlow este foarte puternică și extrem de tehnică. Am văzut un arsenal bogat pentru englezoaică. Lovituri de pumn, de genunchi, vedem acum de picior. A pus-o în dificultate pe Maribel în prima repriză, chiar în ultimele 30 de secunde a supraviețuit cu greu spaniolaica, pentru că Iman Barlow pune presiune constantă, nu te lasă nici să respiri. Hai!
lovituri foarte puternice din partea acestei englez. Aici este ca un tun care trimite ghiulea după ghiulea aceste lovituri de genunchi, chiar dacă nu țintesc fața sau ficatul, sunt devastatoare. Ce avântă și ea și cât de bine execută, chiar și pe blocaj lasă urme. Din nou lovitură de genunchi, se întoarce cu spatele Maribel. Are probleme, a fost lovită în coaste în acest moment. Și da, are dreptate arbitrul cu această numărătoare. A evitat lupta în urma unei lovituri de genunchi. Maribel de Souza a încercat să obstrucționeze acolo prin această întoarcere, însă n-a reușit să-l păcărească pe arbitru. Excelentă decizia acestuia. Pune presiune acum Iman Berlow. Din nou o lovitură de genunchi devastatoare, aceste execuții ale englezoaicei. Încearcă să lovească și Maribel, însă nu se compară la forță cu Iman Berlow. Să recunoaștem, este diferență între cele două fete în ring în această seară. Cade la podea în urma unei secerări Maribel de Souza și se vede deja efortul depus și lovturile încasate din partea englezoaicei. Maribel Souza este roșie, iată, pe toată mâna stângă, și acele lovituri de genunchi și de picior sunt de vină. Se strigă lui Maribel de la colț să boxeze, să trimită lovituri de pumn, sperând să o prindă pe contră această englezoaică, însă este foarte greu. Și finalul celei de-a doua reprize. Am văzut o mică reluare din a doua repriză, meciul dintre Iman Berlow și Maribel Souza, meci de fete la categoria 53 de kilograme, un meci dominat până acum de englezoaică. Mai este o repriză. Iman cu spatele acum roșu, Maribel cu negru. A fost și numărată Maribel în a doua repriză, după ce a evitat lupta în urma unei lovituri evidente de genunchi. High kick blocat cu mănușa. Reflex salvator pentru spanioloaică. Nou high kick bun, pune presiune Iman Berlow. Am spus chiar în momentul în care am văzut palmaresul, 60 de victorii, 24 de knockout-uri. Această englezoaică este foarte puternică și foarte periculoasă. Și într-adevăr așa este. Pot spune că a luptat ca un bărbat în această seară, pentru că a trimis lovituri foarte puternice, este foarte agresivă. Lovește foarte tare, în special lovitura de picior, folosește shoulder-ul excelent, o rotație a bazinului ce îi permite să dezvolte o forță extraordinară pe capătul loviturii și lovește cu tibia de fiecare dată Iman Berlow. Iar de acele lovituri de genunchi, ce să mai spunem, au tocat-o pe Maribel de Souza timp de două reprize și jumătate. Cred că au fost peste 30 de lovituri de genunchi trimise de Iman Berlow. Și aceasta îngrijorează, că iată, cu un minut jumate rămas din meci, după ce a condus până acum, ostilitățile aici în ring continuă să preseze. Aceasta este atitudinea pe care trebuie să o ai atunci când practici un sport, indiferent că este un sport de contact, sport individual sau de echipă. Atunci când găsești o tactică ce te duce sigur spre victorie, trebuie să urmezi chiar dacă ești în avantaj. Este celebrul exemplu al echipelor de fotbal ce se cantonează în apărare după ce dau un gol. Iman Berlow are multe goluri date în această seară în fața lui Maribel Souza, dacă putem spune așa. Conduce detașat pe scorecardurile arbitrilor judecători, însă nu duce un meci la decizie, cel puțin încearcă să dea knockout. Vrea să termine meciul înainte de limită.
Iată, lovește din orice poziție. Cu siguranță va resimți acest meci Maribel de Sousa. Zece secunde din această rundă, un meci dominat cap-coad de Iman Berlow, o luptătoare ce pot spune sincer că m-a impresionat și acest lucru se întâmplă destul de rar în kickboxingul feminin, pentru că nu este la același nivel cu kickboxingul masculin și bineînțeles nu are aceeași expunere ca meciurile bărbaților. Însă Iman Berlow este cu siguranță o luptătoare de top și sunt curios cum arată cele șase adversare care au reușit să o învingă în carieră. Probabil era mai pe la începutul palmaresului, peste 60 de meciuri până acum pentru Iman Berlow. Ladies and gentlemen, after three rounds of action, the judges have reached a unanimous decision. Your bineînțeles, decizie unanimă. Câștigă fără probleme din Anglia Iman Berlow, un meci excelent, un meci superb de fete în această seară la Barcelona. Îl vedem în imagine pe Artur Kishenko, unul dintre cei mai tari luptători la categoria 70 de kilograme din lume, 180 de meciuri, 163 de victorii. Acest palmares spune totul despre ucraineanul pe care l-avem acum în imagine. Finalistul Ioan Max de anul trecut, unde a pierdut în finală în fața coechipierului său Murtel Greinhardt într-o gală urmărită de asemenea aici la Sport Euro. Este un luptător foarte agresiv, un luptător cu forță extrem de mare în brațe. 70 wins, 32 of those. Însă are un adversar la fel de valoros în față, nu la fel de experimentat, în care doar jumătate din meciurile sale, 82 de meciuri pentru Abraham Rocheni, 70 de victorii pentru acesta și două egaluri. Și trebuie să spunem despre acest spaniol că a apărut oarecum peste noapte în K1 Max la nivel mondial, după ce l-a învins în 2011 pe Andy Sauer, unul dintre cei mai bine cotați luptători la categoria 70 de kilograme din lume. A fost o gală în Malaga, Spania, unde Abraham Rocheni a câștigat la decizie după 3 reprize. Și dacă mulți au spus atunci că a fost doar o surpriză, e bine, la 3 luni distanță de acel meci, Abraham Rocheni l-a bătut și pe Gago Drago, tot în Spania, de această dată la Madrid, un alt nume mare din K1 Max. Iar un an mai târziu a furnizat încă o surpriză, deși nu mai era chiar așa o surpriză, după ce l-a bătut pe Albert Kraus, tot în Spania. Și a mai încercat norocul și cu Giorgio Petrosian, cel mai bun luptător din K1 Max la ora actuală, de fapt de 2-3 ani este cel mai bun luptător din lume. Doctorul, așa cum se spune italianului, însă i-a administrat o înfrângere lui Rocheni, a mai adus cu picioarele pe pământ, însă meci greu pentru spaniol, la el acasă și în această seară. Iată, obișnuit să-și aducă nume mari în Spania pentru a-și testa valoarea, Abraham Rocheni, și el finalist K1 Max în 2012, acolo unde a reușit să câștige meciul de rezervă al piramidei în fața lui Su Yan. Însă n-a avut norocul să intre pe main cardul galei pe
în piramidă, mai bine spus. Este cunoscut faptul că în cazul piramidelor, dacă unul dintre luptători se accidentează după ce câștigă și nu mai poate să intre într-o fază superioară în locul său, intră câștigătorul meciului de rezervă. Abraham Rocheni n-a avut acest noroc, însă are un meci foarte tare în această seară. Lovitură foarte bună. Spuneam despre Artur Kishenko, un luptător din Ucraina foarte periculos. S-a văzut o schimbare evidentă și substanțială la el atunci când s-a transferat la sala lui Mike Passenier în urmă cu 2 ani. Antrenorul celebru, antrenor al unor luptători precum Melvin Mahuf sau acolo Cătălin Moroșanu va încerca să câștige titlul suprem în K1 și va avea adversar pe măsură, Balhari Mirko Crocop, Pavel Jurav chiar în primul meci. Lovitură puternică acum pentru Kishenko, l-a șters însă pe Abraham Rocheni. A doua repriză între Artur Kishenko și Abraham Rocheni, o primă rundă foarte disputată între cei doi, însă niciunul nu a reușit să își creeze un avantaj semnificativ. High kick foarte bun pentru Rocheni, short alb pentru spaniol, short negru pentru ucrainean. Tatonează ușor cu brațul din față Kishenko și setează cu siguranță o combinație de brațe. Oh, stângă bună pentru Abraham Rocheni. Aplaudat Rocheni după aceste combinații. Luptă acasă la el în Spania. Tentativă de secerare a lui Abraham Rocheni a fost pedepsit acolo de Kishenko. Dreaptă bună pentru Kishenko acum. O serie bună pentru Rocheni. Foarte periculos acest luptător și acum vedem cum a reușit să-l învingă pe Andy Sauer în 2011 și pe Albert Krauss în 2012. Foarte exploziv Abraham Rocheni. Încasează și el acum o stângă. Pune presiune Artur Kishenko, se strigă din colț să trimită mai multe lovituri, să pună presiune pe adversar, pentru că Abraham Rocheni a fost zguduit de acel croșeu încasat. Evit acum puțin lupta Abraham Rocheni. Este și puțin greu pentru spaniol să stea la schimburi pumn pe pumn, așa cum se spune, cu Artur Kishenko, pentru că ucraineanul este ceva mai masiv decât el și puțin mai înalt. Forță mai mare în lovituri pentru Kishenko. Însă, ce stânga încasat acum Abraham Rocheni. Nu este chiar cea mai bună repriză pentru spaniol, s-a descurcat mult mai bine în prima rundă. Kishenko, iată cum l-a zvârit la podea. Se vede diferența de forță fizică în primul rând între cei doi. Însă nu trebuie subestimată, Rocheni este mai degrabă genul de luptător explosiv ce lovește la țintă față de Artur Kishenko, un luptător care vine aproape de tine, te sufocă cu acest ritm, cu această distanță scurtă și trimite adevărate lovituri de ciocan.
repriză între Artur Kishenko și Abraham Rochin, un meci foarte disputat până acum. Kishenko a pus presiune pe adversarul său și a forțat să greșească de câteva ori în ultima repriză, în cea de-a doua repriză. Acum suntem în ultima repriză. Siguranță o a doua rundă câștigată de ucrainean. Dacă prima repriză a fost aproape egală, să-i spunem. Oh, high kick bun pentru Rocheni. Se aruncă acum în atac spaniolul. Are nevoie de o repriză foarte bună pentru a reuși să câștige acasă aici în Spania și să-și treacă în palmares încă un nume mare. Foarte bine îl ține la distanță Kishenko cu aceste lovituri de braț. Box excelent al lui Kishenko. Nu este bine pentru Rocheni să stea la aceste schimburi, pentru că ucraineanul nu vine cu o lovitură singulară, vine cu o combinație de 3-4 lovituri. Și până acum cam a treia, a patra i-au intrat ucraineanului, în special croșeul de stânga. Îi se strigă lui Abraham Rochini să păstreze distanța față de Kishenko. Nu va avea câștig de cauză dacă va duce un meci de uzură cu ucraineanul, această ultimă repriză, atât cât a mai rămas din ea, pentru că este mult mai puternic, în special pe lovturile de pumn, Artur Kishenko. Nu lovește cu aceeași acuratețe și forță cu piciorul Kishenko, iar acest lucru poate fi speculat de Abraham Rochini. Deci destul de echilibrată totuși între cei doi. Pentru că nici Kishenko nu insistă prea mult cu aceste lovituri de braț, deși a intrat foarte bine, iată, încasează acum o dreaptă de la Abraham Rocheni. Spuneam, i-au intrat foarte bine loviturile de braț lui Kishenko, iar Abraham Rocheni nu a reușit să-și facă jocul atunci când ucraineanul a reușit să îi închidă distanța. Ultimele 10 secunde din această repriză. A greșit grafica spaniol. Este finalul acestui meci, un meci echilibrat între cei doi. Să vedem însă dacă vom vedea și o repriză de prelungiri. Sărbătorește Abraham Rocheni ca și când a câștigat acest meci, însă personal nu sunt convins de acest lucru. Să vedem dacă a fost făcută o departajare între cei doi luptători. Box mult mai bun pentru Artur Kishenko, lovituri de picioare mult mai multe și mai puternice pentru Abraham Rocheni. Au purtat ambii luptători la aceste capitole. Da, este o decizie împărțită, foarte interesantă. De cine au decis să se Red Corner, representing Spain, Abraham
Câștigă Abraham Rocheni cu o decizie 2-1, surprins Artur Kishenko. Nu se aștepta la această decizie și, sincer, este o decizie cel puțin dubioasă, însă câștigă Abraham Rocheni. Doi arbitri l-au dat câștigător pe el, unul pe Artur Kishenko. Vedem intrarea în ringa lui Cesar Cordoba. Va avea acesta un meci foarte greu în fața lui Sahak Parparian. Încă un luptător din Spania, Cesar Cordoba. Patru luptători din această țară până acum, trei victorii pentru aceștia. 59 de meciuri, 49 de victorii, 20 de knockout-uri pentru Sahak Parparian, un luptător armen foarte bine pregătită și foarte agresiv. Vedem în colțul său pe Maica Pasenie, cel care mai devreme a stat și în colțul lui Artur Kishenko. Siguranță nu este cel mai fericit în acest moment Maica Pasenie, pentru că Artur Kishenko a pierdut la decizie și n-a fost chiar o decizie placul său și corect în același timp. 50 de meciuri, 48 de victorii pentru Cesar Cordoba, 40 de knockout-uri, așadar un palmares excelent pentru acest spaniol. Să vedem dacă va reuși să-și impună agresivitatea și ritmul în fața lui Sahak Parparian. Meci la 85 de kilograme. Am văzut ceva mai devreme, un Moises Ruibal versus Tadej Toplak. Tot la 85 de kilograme a fost singurul knockout din această seară până acum. Însă meciuri spectaculoase, în special întâlnirea de fete dintre Iman Berlow și Maribel Sousa. Cireașa de pe tortă în această seară, s-au bătut excelent fetele. Trecem acum la bărbați, 85 de kilograme. Sahak Parparian, short negru, Cesar Cordoba, short alb și păr de aceeași culoare. Dacă ne luăm după palmaresul lui Cesar Cordoba, nu va dura mult acest meci. Însă luptătorii armeni sunt foarte greu de pus jos și foarte greu de învins. Chiar și la decizie sunt genul de luptători care fac tot timpul pasul înainte, pun presiune pe adversar și mențin același ritm pe întreaga durată a meciului. Spuneam, chiar dacă are un palmares impresionant, Cesar Cordoba n-a luptat cu nume mari la această categorie, 85 de kilograme. De partea cealaltă, Sahak Parparian. Meciuri foarte bune pentru acesta, victorii importante în fața lui Hakan Aksoy, Murad Bouzidi, Andrew Tate, Jason Wilnis. Pe acesta din urmă am avut ocazia să-l vedem și în local combat, luptând în România. Și victorii în palmares chiar fața lui Moises Ruibal pentru acest armen. Ruibal învingător ceva mai devreme prin knockout, așa cum spuneam. Deocamdată cei doi luptători se lovesc foarte puternic în ring, însă nicio lovitură care să își zguduie adversarul pentru niciunul dintre cei doi combatanți. Ține distanța foarte bine Cesar Cordoba cu brațul din față. Sahak Parparian, o dreaptă foarte bună pentru acesta, încasată în plin de Cesar Cordoba. Are și bărbie spaniolul. Foarte bune lovitorile de braț date după schiva lui Sahak Parparian. Acest armen
s-a luptat și cu un român în palmares în urmă cu 5 ani, în 2008, atunci când a fost învins de Nicu Dascălu într-o gală ce a avut loc în Olanda. Finală de rundă a prins între cei doi, se luptă foarte bine armenul. A doua repriză între Sahak Parparian, cu șor negru, și Cesar Cordova, adversarul său din Spania. Un palmares excelent pentru acesta, însă a fost dominat în prima repriză spaniolul cu șort alb. Sahak Parparian lovește foarte bine, se mișcă foarte bine. A luptat excelent în prima repriză. Însează acum un uppercut de dreapta a lui Cordova. Oh, și o stângă pentru spaniol. Mult mai bună această repriză, cel puțin pe început, pentru Cordova. High kick pentru spaniol, aplaudat de cei din sală. Atmosferă plăcută aici în capitala Cataluniei, în Barcelona. Spaniolii apreciați, spaniol veniți din toate colțurile țării. I-am văzut pe Nico Barbera, Moises Ruibal și Abraham Rocheni, învingătorii în această seară. Singurul spaniol a fost o femeie, singurul spaniol care a pierdut, Maribel Souza. Cesar Cordova până acum nu luptă rău în fața lui Parparian, însă este un meci echilibrat ce se poate duce în orice parte, chiar dacă armenul a încasat foarte mult în această a doua repriză. O rundă mult mai bună pentru spaniol. Începem să vedem și de unde vine acel palmares incredibil al lui Cordova. Dreaptă bună acum a lui Parparian. O alunecă armeanul. Are deja nasul spart, pare și puțin nervos. Șterge Iupu Beda pe Cordova, îl șterge la nas și pe Parparian. Acest arbitru, de care spuneam și în primul meci, este cel care a decis Daniel Ghiță să fie dat knockout în meciul cu Semișil din finala KO1, finala It's Showtime de anul trecut. Are niște metode interesante în ring acest olandez. Da, grafica spaniolilor ne induce în eroare de fiecare dată. Nu s-a terminat runda. Lovituri bune pentru spaniol în aceste momente și este prima oară când publicul începe să cânte aici în sală în Barcelona. O repriză foarte bună pentru Cordova. Iată, încasează acum însă o dreaptă. Trebuie să fie atent pentru că acest Parparian continuă să facă pasul înainte tot timpul meciului. Am văzut relori din prima repriză. A doua repriză a meciului dintre Sahak Parparian și Cesar Cordova. Intrăm acum în a treia rundă. A fost o a doua repriză dominată de către spaniol. A reușit să-i spargă nasul adversarului său.
Palmares mai bun pentru spaniol, însă este mult mai bine cotat armenul, a luptat cu adversare de top în ultimii ani, așa cum spuneam, și a reușit să învingă pe majoritatea dintre ei. Ultimul meci împotriva unui spaniol pentru Sahak Parparian a avut loc în 2011, atunci când a fost învins la decizie de Frank Munoz. De asemenea, un luptător pe care am avut ocazia să-l vedem în local combat, spuneam, meciul a avut loc însă în Thailanda, nu în Spania. Însă atmosferă foarte frumoasă aici în Barcelona, i-am auzit pe fanii kickboxingului de aici cântând chiar în a doua repriză, în momentele bune ale lui Cesar Cordoba. Destul de rar se întâmplă ca fanii să cânte la gale. Este și un public deosebit aici în Catalunia, amatori de sporturi de contact, se știe, catalanii sunt... Ce dreaptă încasează Cesar Cordoba, incredibil este la podea spaniolul în aceste momente. Parparian nu știa cum să se bucure acolo în mijlocul ringului, însă trebuie să fie atent, mai sunt 100 de secunde din această repriză și Cesar Cordoba are probleme. Încasează o stângă acolo ștearsă și totuși se clatină spaniolul, chiar dacă dă din cap că nu are nimic. I s-au înmuiat picioarele lui Cesar Cordoba, țipă arbitru la colțul armeanului să tacă din gură. Este foarte carismatic acest arbitru. Parparian continuă acum să lovească, iar arbitrul are ceva cu colțul lui Parparian. Are și el meciul lui. Probabil n-a văzut arbitru ce se întâmpla în ring, pentru că discuta cu colțul lui Parparian. S-a mai domolit forcing-ul armeanului. Cordoba însă are probleme. A fost pus la podea și trebuie să facă același lucru pentru a spera la o victorie. Foarte greu, îl văd vlăguit pe spaniol. Nu pare să mai aibă forța unui knockdown, să mai spune, de un knockout, chiar dacă este susținută frenetic din tribune de spanioli. High kick frumos, se aruncă în atac Parparian, parcă s-a enervat puțin de acea lovitură. Publicul a explodat încă o dată. Poate doar în Anglia, la meciurile de box, să mai vedem un public așa frumos și așa de cald ca aici în Barcelona. Parparian bravează. Cel mai probabil a câștigat acest meci, pentru că ultima repriză este 10-8 pentru el. L-a pus la sol pe Cordoba. A doua repriză probabil că a fost a lui Cesar Cordoba, 10-9. Iar prima a fost destul de echilibrată, chiar dacă a fost câștigată de Cesar Cordoba, ar fi maxim un meci egal, deși nu cred, cred că meciul este la decizia lui Parparian. Vedem încrâncenarea cu care luptă acest armean. O trăsătură definitorie pentru toți luptătorii proveniți din acea zonă și vedem și dreapta direct în bărbia lui Sahak Parparian. Cesar Cordoba se deschisese pentru un croșeu de stânga. Vedem și acel high kick pe finalul meciului pentru spaniol, însă nu cred că a fost de ajuns pentru a reveni pe scorecardul arbitrilor judecători. Cesar Cordoba, cu siguranță un luptător de calitate, un palmares excelent, peste 60 de meciuri disputate, 60 de meciuri câștigate, doar 4 meciuri pierdute de acest spaniol, însă nu a luptat cu adversari de top, așa cum este Sahak Parparian. Cine știe, poate îl va motiva această partidă. Întârzie puțin arbitru judecător cu decizia în acest meci. We'll be right back.
Meci frumos făcut totuși de cei doi. Am văzut confruntări de calitate aici în Barcelona această seară. Luptători foarte tehnici, așa cum au fost Nico Barbera, Abraham Rochini sau acest Sahak Parparian. Și bineînțeles domnișoara Iman Berlo, care ne-a impresionat pe toți în această seară. Luptători foarte puternici, cel mai bun exemplu Moises Ruibal și bineînțeles Artur Kishenko. Curios ce decizie se va da la acest meci, pentru că am văzut ceva mai devreme o surpriză în confruntarea dintre Artur Kishenko și Abraham Rochini, când spaniolul a fost dat câștigător, deși era destul de greu acesta să câștige. Însă nu cred că va putea fi o surpriză și în acest caz. This fight is declared a draw. Egalitate, incredibil, incredibil ce fac spaniolii la ei acasă. Parparian l-a pus la podea pe Cesar Cordoba și arbitrii au dat egalitate, incredibil. Vedem intrarea în ringa lui David Calvo, reprezentantul Spaniei, ce se luptă la categoria 70 de kilograme pentru titlul, la numesc cu centura pe masă, cu slovenul Mirko Orkavici. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. This Infusion Rules bout is sponsored by Super Pro Samurai. Vedem și centura de campion pusă la bătaie pentru acest meci. Mirko Burkapić, 59 de meciuri, 45 de victorii, 16 knockout-uri pentru acesta Semchi Vekiri, un luptător cu nume învins de acest sloven, 1,80 m, 70 de kilograme. With 14 losses, he's representing Slovenia. Please welcome Marko Burkapić! And opposing him, fighting out of the red corner, with an excellent record of 41 fights, 35 wins, 15 of those wins coming by way of knockout. With 4 losses and 2 draws, he is the WKN World Champion from Spain. Campionul WKN, 41 de meciuri, 35 de victorii, 15 knockout-uri pentru David Calvo Martinez. Ceva mai înalt, 1,82 m, aceeași greutate, bineînțeles, 70 de kilograme. Așadar, meci de titlu între să spunem acel 5% care se acordă gazdelor în fotbal, mai degrabă 50% în cazul lor. Prima rundă între cei doi, David Calvo, short negru cu acele dungi roșii, de partea cealaltă Mirko Burkapić, short negru cu galben. Sunt
Serie bună de brațe a lui David Calvo. Cât de rapid lovește doi luptători. Au stat la cutie până acum aproape un minut și când au dat drumul la mitralieră parcă nu s-au mai oprit. Foarte frumos schimbul între cei doi. Stângă bună pentru Calvo. Ceva mai agresiv spaniolul în acest început de meci. Parcă puțin crispat Urcapici. Lovitură frontală frumoasă pentru David Calvo. Aceeași tehnică și pentru Vorkapić. Două lovituri foarte bune pentru Vorkapić. Au fost o dreaptă și o stângă ce au venit succesiv încasate în plin de David Calvo. Încă o dreaptă pentru Vorkapić, încă o stângă. Momente bune în această repriză pentru sloveni. Nu se lasă nici David Calvo. Meci foarte frumos între cei doi. Păcat că n-au dat drumul la lovituri încă din prima repriză, din prima secundă. Genunchi pentru David Calvo. Spuneam, dacă s-ar bate în acest ritm tot meciul, cu siguranță nu vom vedea o decizie, pentru că sunt foarte explozivi și o țintă foarte bună. Tăietură în acest moment pentru Mirko Vorkapić. Se termină meciul în urma acestei tăieturi. Incredibilă decizie. Este decizia doctorului totuși. Da, este o tăietură urâtă chiar pe ploapă pentru slovenul Vorkapić. Foarte frustrant să pierzi meciul în asemenea fel și iată o imagine excelentă oferită de televiziunea spaniolă cu acest David Calvo bucurându-se în spatele lui Vorkapić, care primește în continuare îngrijiri medicale, însă decizia doctorului a fost imediată. N-a fost această lovitură cea care va da. Pare că aceasta a fost, deși pare că s-a dus în mănușă lovitura de genunchi. Ia să vedem. Pare că a fost blocată lovitura, însă a dus imediat mănușa la ochi Vorkapić și probabil că acolo s-a produs acea tăietură. Spuneam, foarte periculoase aceste tăieturi. Același lucru și în meciul de mai devreme, Moisés Rival, împotriva lui Tadej Toplak. Spuneam atunci că tăiturile în zona arcadelor și a ochiului pot duce la pierderea meciului. Se întâmplă așa cu Mirko Vorkapić. Păcat că n-am putut vedea mai mult din acest meci, doi luptători extraordinari. The doctor has deemed Mirko Vorkapić in no position to continue with a bad cut. Însă este meritul lui David Calvo, pentru că această accidentare a provenit în urma unei lovituri. Câștigă așadar meciul în prima repriză după un knockout tehnic sau medical, să-i spunem mai pe înțelesul tuturor, și câștigă titlul mondial la categoria 70 de kilograme. David Calvo, evoluție excelentă pentru acesta, ce este încurunată cu acest titlu. Aceasta a fost gala de la Barcelona. A fost pentru dumneavoastră Florian Ceafalău. Rămâneți pe Sport.ro.